Deputatul Clujan Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaților, a transmis de la tribuna Parlamentului apelul disperat al unei mame cu o fetiță ce suferă de o boală rară, dar nu beneficiază de medicamente gratuite și compensate. Gestul deputatului USR a fost făcut chiar la dezbaterea de lunea moțiunii împotriva Ministrului Sănătății Sorina Pintea. Mă numesc Bogdana Pătrașcu și sunt mama unei fetițe cu amiotrofie spinală, boală rară, degenerativă, pentru care fiecare zi ce trece contează. În acest moment există tratament pentru boala aceasta de contat în 17 țări din Uniunea Europa europeană. În România avem preț publicat în monitorul oficial, avem raport HTA pozitiv și avem protocol trimis la Ministerul Sănătății de la Comisia de Specialitate și cu toate acestea nu suntem pe lista de medicamente compensate. Încă, în fiecare zi care trece înseamnă că pacienții aceștia își pierd atribuțiile și nu mai pot mânca, merge singuri și unii dintre ei își pierd viața. Sunt pacienți care în momentul acesta sunt în pat. Când o să se găsească aceste medicamente pe lista de compensate? A transmis femeia ministrului și parlamentarilor. Eu consider că dacă se rezolvă această problemă punctuală din această această sală, e și mult mai fericiți cei care nu facem politică pe sănătate. Sunt sigur că doamna ministru o să se aplece asupra acestei chestiuni, a declarat Emanuel Ungureanu în plenul Parlamentului. Camera deputaților a dezbătut luni moțiunea simplă depusă de opoziție împotriva ministrului sănătății Sorina Pintea, iar votul final este programat miercuri.